Record de comenzi online pentru masa de Paște. Cel mai mare hipermarket online înregistrează vânzări uriașe cu 30% mai multe față de Crăciun, semn că tot mai mulți români nu mai au timp de cumpărături. Peste 800 de angajați pregătesc peste 4.000 de pachete zilnic. Acestea sunt livrate în capitală, Ilfov și Ploiești, iar cele mai multe conțin fructe, legume, cozonaci, ouă, dar și ingrediente pentru prepararea bucatelor tradiționale. Pentru a face față solicitărilor, livratorii și-au prelungit programul de lucru. Acum vom pleca cu 15 livrări în zona voluntari. Media pe cursă este între 10 și 14. Alex este livrator și ajunge zilnic la 10 de clienți. În săptămâna mare povestește că au explodat comenzile, încât și-a prelungit programul de lucru. Vom împacheta acum cele 40 de cutii, să plecăm cât mai repede livrări pentru clienți. Cei care nu vor să piardă timp în trafic ori să aștepte la casele de marcat ale centrelor comerciale preferă masa de Paște de la un click distanță. Anul acesta, cei care și-au comandat online masa de Paște au plătit între 700 și 1000 de lei. Cei mai mulți dintre clienții noștri folosesc search-ul, de exemplu, hai să căutăm miel, e la mare căutare acum, și iată, drop cu carne de miel, drop de miel, mai multe tipuri, cotlet de miel. În depozitul celui mai mare hipermarket online se pregătesc zilnic peste 4.000 de pachete pentru masa de Paște. Coșurile cu alimentele tradiționale ajung direct la ușa clienților, iar cei mai mulți comandă fructe, legume, cozonaci și ouă. Reprezentanții magazinelor alimentare online spun că asistă la un record de vânzări. Cererile pentru Paște au crescut cu 30% față de Crăciun. O să depășim foarte curând cifra de 100.000 de clienți care au comandat pentru masa de sărbători. Cozonacul este la mare căutare, pentru că avem și multe tipuri de cozonaci, ingrediente pentru gătirea, prepararea mâncărurilor, cum ar fi ulei, făină, zahăr și multe, multe alte lucruri. Ouă deja vopsite, în total am pregătit peste 32.000 de ouă. Iar clienții sunt de toate tipurile. De la oameni foarte tineri, de la oameni, să zic așa, și ocupați, care au serviciu și au un job destul de lung în timpul zilei, până la familii cu un copil sau chiar mai mulți copii, dar și persoane în vârstă. Observăm chiar un tipar, persoane tinere care comandă pentru părinții lor. Anul acesta românii au comandat online și mai mult produse de curățenie, dar și candele pentru slujba de înviere.